O razia poliției rutiere i-a lăsat pe mulți taximetriști fără licență. Șoferii au fost luați prin surprindere de polițiști care au verificat dacă aceștia aveau la ei toate documentele și autorizațiile necesare ca să transporte clienți. În doar 3 ore, peste 100 de taximetriști s-au ales cu amenzi usturătoare. O parte dintre ei uitaseră să pornească aparatele de taxare. Dis de dimineață, polițiștii de la Brigada Rutieră au împânzit una dintre cele mai mari stații de taxi din capitală. Tras pe dreapta de oamenii legii, acest șofer s-a declarat surprins că aparatul de taxare era oprit, deși avea client în mașină. Dumneavoastră, în momentul în care se urcă clientul, în momentul în care nu plecați de pe loc, asta era ideea, puneți aparatul. Asta era ideea. Eram în intersecție acolo, s-a urcat domnul. Eu ce trebuia să fac, să rămân în mijlocul intersecției? N-aveam cum să rămân. Nu, un raport Z. Când i-au cerut șoferului să le arate bonurile de la cursele făcute până atunci, polițiștii au constatat cu stupoare că, de fapt, aparatul de taxare era stricat. Stricarul ăla când s-a tras de ea, nu știu ce s-a întâmplat. Ia, scoateți dumneavoastră atunci raport Z. Deci s-a stricat rolul aia care trag de el așa. Păi merge sau nu merge? Păi nu merge, dacă nu pot să mai trag de el când s-a tras. Nu merge. Ok, în prima fază veți primi o sancțiune, ați înțeles? După care colegii mei de la Poliția Economică vor verifica aparatul de taxat, pentru că conține o componentă electronică pentru fiscalizarea veniturilor pe care dumneavoastră le obțineți, da? A căpătat o defecțiune, nu știu ce. Păi și de ce ați mai luat client dacă avea o defecțiune? Păi acum l-am luat, acum la intersecție acolo l-am luat și am constatat acum că nu mai, ce s-a întâmplat acum, nu știu. Lucrurile au fost ceva mai grave în cazul unui alt taximetrist care nu avea la el niciun document. Polițiștii au confiscat numerele de înmatriculare ale mașinii care nici măcar nu era a lui. Nu are niciun fel de document, nu știu dacă i-a dat colegului meu permis de conducere, o să verificăm. Alin, poți să vii, te rog? Avem permis de conducere, ceva? Nu are permis de conducere, nu-l are la el, nici cu actul de identitate, nici permis. Am înțeles, deci va aplica și o sancțiune pentru faptul că nu deține asupra sa documentele de identificare și aici vorbesc de permisul de conducere și de carte de identitate a lui. Am văzut că l-a și testat cu alcool test. A fost testat cu aparatul alcool test, valoare 0. Asta circulă așa, să iei, e normal? Am dat în cap la cineva? Se întreba că e normal și e legal. Bine. Da, sunt plăcuțele retrase. Asta și el doar trebuie să-și recupereze plăcuțele. Și le va recupera având două variante legale. Una, cel mai devreme 30 de zile cu achitarea amenzii sau 6 luni fără plata amenzii. Alți șoferi au fost ceva mai cooperanți cu oamenii legii. Ați avut emoții? De ce? Nu am emoții, doamnă, de ce? Se par utile controalele? Normal, cât mai multe controale, verifică oamenii actele și fac datoria, noi la fel să-i le dăm, prezentăm. În doar 3 ore de verificări, peste 100 de taximetriști au fost amendați de polițiști cu peste 55.000 de lei.